Bună ziua, emisiunea Meet Influencer cu Mirela și Tea. Astăzi sunt doar eu în studio cu invitatul meu, prieten drag, medic-chirurg Dan Nicolau, și o să vorbim despre viață. Viața atunci când se pare că boala bate la ușă și este așa îmbrăcată într-o formă de care se prevestește mai degrabă sfârșitul decât începutul. Boala aia care îi spunem how-how și care te sperii de ea. Și pentru că suntem online, ne putem permite să vorbim liber, să spunem cuvintelor pe nume, așa cum trebuie să ele spuse. Și hai să vorbim că despre faptul că tu te ocupi de a ține oamenii în viață și de a le explica lor că în stadiu 4 există șanse de viață. E cancerul, că despre cancer vorbim, este un eveniment de viață ca oricare boală. S-a creat în jurul cancerului o fobie extraordinară în care componenta de distrucție psihică a unui pacient este mult mai mare și mai gravă decât e boala în sine. Este și partea de mare de vină a multor colegi de-ai mei care fac predicții de viitor, deși nu au contracte cu Dumnezeu pentru așa ceva. Să spună familiei pacientului, mai 2 luni, 3 luni, 10 luni de zile, practic îl termin psihic pe acel om și stă mai rău decât la închisoare. La închisoare numără zilele să meargă în libertate, aici numără zilele ca să meargă în groapă. Sunt un mare adversar, ca să nu spun dușman, a acestui fel de abordare a acestor pacienți cu cancer. Clasificarea de stadiu 4. Mental s-a indus ideea că este ultima fază, de ultimul stadiu de viață. Nu e adevărat. Este o împărțire statistică în care stadiu 4 înseamnă că există o metastază pe undeva. Metastaza este o celulă tumorală plecată dintr-o tumoră primitivă cu localizare indiferent pe unde și care de obicei se oprește în ficat și în plămân, unde există un filtru care oprește aceste celule. Nu este ultimul stadiu, fiindcă sunt soluții. Medicina a progresat foarte mult. Eu mă declar un fericit că am participat ca existență la această dezvoltare fabuloasă a medicinei. De la stetoscop și radiografie simplă s-a ajuns acum la, pot spune, elemente de fachiri prin chirurgie datorită tehnologiilor și antrenamentului chirurgilor în principal. Metastaza hepatică, pulmonară, cerebrală, la ora actuală nu mai este o problemă extraordinar de mare și de nerezolvat. Dimpotrivă, se pot rezolva, iar programul pe care l-am inițiat în România, revenirea mea în țară acum 2 ani în București, este exact pentru acest program și unde am găsit audiență la clinicile în care lucrez, este să abordăm pacienții cu stadiu 4 care sunt trimiși în paliativ, la care există posibilitate tehnică de extirpare a tumorii primitive și a metastazelor. De fiecare dată când am făcut emisiuni, am luat-o cu tine de la Adam și Eva, pentru că noi ne cunoaștem și am devenit prieteni, pentru că ceea ce ne-a unit este cazul mamei mele. Mama mea care mi-a fost trimisă acasă cu diagnostic de bronșită cronică, ca să descoperim că acea bronșită cronică era de fapt cancer de plămân în stadiu 4. Am spus-o, o zic și o voi spune. Am rămas așa o militantă a situațiilor în care tu, ca om care străgi viața de zi cu zi, te trezești de azi pe mâine că viața ta nu mai este la fel. Și că, de fapt, ți se spune că ești în linie dreaptă, să te separi de persoanele cele mai dragi din viața ta. Căutările mele pentru soluții a fost ceva absolut aberant, nebunesc. Soluțiile care mi s-au dat pe lângă, adică totul a fost o eroare. Am ajuns la un moment dat
să nu mai am încredere. Este asta o soluție? Ca de exemplu, ea având metastaze peste tot și multiple metastaze cerebrale, a fost programată să fie operată, să-i fie extirpată o bucată întreagă de plămân, fără să-i se fi făcut alte investigații. Ei, ne-am cunoscut și între noi s-a dezvoltat această legătură și am aflat lucruri prin tine și prin partenerii tăi. Am avut marele noroc și marea șansă. Scuze, am avut marele noroc și marea șansă, scuze, doamne. Am avut marele noroc și marea șansă să aflu lucruri despre o boală despre care habar nu aveam și am avut șansa să decid. Te-am avut pe tine și pe profesorul Chiricuță care mi-a explicat care este drumul drept, care este partea tradițională în medicină de a trata cancerul. Și l-am avut pe profesorul Bojor, care chiar a plecat dintre noi acum câteva zile. L-am avut pe profesorul Bojor, care mi-a dat cealaltă, pe academicianul Bojor, de fapt, să se odihnească acolo unde este, care mi-a dat cealaltă direcție. Combinate împreună am reușit să aflu că mama mea ar fi putut să aibă o șansă. Am decis să fac ce am făcut, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Și atunci o să o luăm de la zero. Pacientul se pregătește să plece în groapă și aparținătorul se pregătește să-și piardă mințile. Tu ai de-a face cu pacientul în sine care tremură și care tu îi spui una, aude alta, înțelege alta și principalul sentiment pe care îl are este unul de frică, iar apartenenții sunt așa cum sunt. Ce faci? Cum discuți cu ei? Ce este în atitudinea ta diferit față de restul? Cred că diferența între medici este dată de empatia pe care o ai față de pacient, tu ca medic. Așezarea pacientului într-o stare de confort psihic, arătându-i că există o posibilitate, o șansă. Fiind cinstit cu el, explicându-i, este șansa, dar nu toată lumea trece de șansă, dar nu ai de ce să refuzi șansa care ți se oferă. Nu numai în România, dar în general, pe plan mondial, este o atitudine față de pacientul cu cancer în stadiu 4 de a lipsi de progresul tehnologic. Pot să spun că s-a rămas într-o stare a oncologilor de scolastică, beneficiază de terapii extraordinar de eficiente, dar pe tumorile primitive. Dacă în carte scrie că în stadiu 4 nu mai faci nimica și trimiți pacientul într-o stare de paleație așteptând să moară, nu cred că este varianta cea mai bună. Am ajuns într-un stadiu în care indicația chirurgicală în bolile de cancer este indicația și contraindicația este în majoritatea cazurilor formulată de oncolog, fără să întrebe chirurgul. Nu ești obligat, nu poți să ții pasul chiar cu toate achizițiile, dar fiecare pe domeniul lui. Medicina a devenit țară cu granițe clar între specialități. Orice intrare în altă specialitate ca și Rusia în Ucraina. Aici să pierd pacienți. Eu am fost motivat să intru în această direcție fiindcă am văzut cazuri abandonate, deci trimise în paliativ, femeie tânără, 32 de ani, cu un nodul mamar și cu un nodul în plămân, nici nu știai că e metastază, l-ai pus stadiu 4 și l-ai trimis în paliativ. Acum, recent, am operat cu colegii mei, cu echipa, o pacientă cu neoplasm erect, cu metastaze hepatice, metastaze pulmonare, femeie 48 de ani, cu 4 copii, Bașca că a crescut 2 gemeni de la 3 ani, fiindcă își pierduse soțul, și la care s-a operat, s-a extirpat formațiunea tumorală primitivă, s-au operat metastazele hepatice,
eu am operat metastazele pulmonare și din plămânul drept și din stângul și femeia își duce viața normală acasă, crescându-și copiii în continuare. Ce vrei? Acestea sunt normalitățile, nu sunt lucruri, să spunem, fabuloase sau... Nu, lumea nu știe și există acest baraj pe care eu nu-l înțeleg din partea multor oncologi care supraevaluează posibilitățile terapeutice conservative. Din ce îmi spui tu, aș vrea o primă concluzie, să trag o primă concluzie. În cazul unui diagnostic de cancer, da? Deci nu poți să rămâi doar la mâna oncologului, în mod obligatoriu trebuie să ai parte și de un chirurg. Adică nu te poți duce să vorbești doar cu oncologul care îți spune un singur lucru. Eu, de exemplu, am fost pentru mama mea, am vorbit cu 6 oncologi și am vorbit și cu vreo 3 chirurgi. Adică așa am ajuns la concluzie, dar nu pentru că un medic, dacă te-aș fi cunoscut pe tine de la început, ar fi fost viața foarte ușoară, pentru că tu m-ai trimis imediat la oncolog. Deci o primă concluzie pe care o tragem este că oncologul merge mână-mână cu chirurgul și că ar fi bine ca tu să te duci să te interesezi, ar trebui, și ar trebui să te interesezi și ar trebui să stai de vorbă cu amândoi și bine ar fi ca ei doi să fie o echipă, cum ești tu, de exemplu, cu profesorul Chiricuță. Da. De asta sunteți atât de grozavi. Asta este un lucru. Al doilea lucru, intervențiile acestea chirurgicale, vorbim de niște intervenții pe care tu le faci într-un mod special. Nu sunt acele intervenții chirurgicale în care tu ești în mână cu un bisturiu și tai acolo ce vezi în fața ochilor. Este vorba de o intervenție specială pe care tu o faci de ani de zile. Confrații tăi s-au pus de-a curmezișul, cum au știut mai bine, de cursul istoriei, să te facă să nu mai faci, iar tu nu te-ai lăsat. Cumva întotdeauna, de sus, probabil îngerul păzitor, tatăl tău, Dumnezeu, ți-au deschis în permanență o ușă când restul și o fereastră când restul ușilor se închideau. Și aș vrea să vorbim un pic despre ce practici tu. Cum abordezi tu stadiul 4? Tu ești chirurg și abordezi stadiul 4 ca nimeni altcineva în România. Că ești cam singur pe moșie, că nimeni n-a vrut să facă chestia asta, iar din mâinile tale lumea pleacă pe picioare. Ce este această achiziție formidabilă? Laserul, care e ceva cunoscut de multă vreme, dar s-a desecretizat și a ieșit de la utilizare pentru ca armă și în zonă militară și a fost implementat ca posibilitate și în lumea medicală. Părintele aplicării laserului în chirurgia pulmonară este profesorul Moghishi din Marea Britanie, unde am avut marele noroc să ajung. Mentorul tău, de fapt. Mentorul meu, da, pe toate planurile, ca și performanță profesională, pe urmă ca om. Om care a concertat la Covent Garden solist, vioară cu Royal Orchestra, nu e puțin ca și realizare pe alt plan. Dar acest laser are un avantaj că poți să extirpi formațiunile tumorale de 1, 2, 3, 4 mm, oricât de multe sunt, fără să afectezi semnificativ plămânul sănătos și implicit funcția respiratorie, care e o funcție de bază. Tehnicile clasice erau cu o extirpare pulmonară în care se găseau și nodulii. Am încercat eu o chestie plastică cu felia de pepene, scoți felia de pepene pentru 3 sâmburi, iar cu laserul scoți sâmburii și lași felia. Cam, să spunem, o exemplificare mai extensivă. Sau, exact ce vreau să fac acum mama mea, să-i tai un plămân complet. Un plămân complet. Ce se întâmplă cu un om care trăiește cu un singur plămân? Se poate trăi foarte bine, mă rog, cu limitare a potenței pe exercițiu fizic, sau, dar sunt foarte mulți care trăiesc cu un singur plămân, funcționează foarte bine, își duc viața normală,
Deci văd de activitate. Deci nu. Dar plămânul este ceva care nu se reface, mai compensează, dar nu se reface. Și am avut tot timpul un respect foarte mare față de țesutul pulmonar și nu am sacrificat inutil țesut sănătos ca să scoți o bubiță. Aș vrea să ne ducem un pic în istoricul felului în care tu ai început să operezi, pentru că eu te cunosc bine. În fiecare emisiune în care te invit, o iau cu Adam și Eva, pentru că lumea nu vede restul emisiunilor și trebuie un pic să auzim ce s-a întâmplat. Deci erai, povestește un pic la Cluj, povestește deci, un pic începuturile tale. Din 1988, de când am văzut laserul, mi-am dorit să îl implementez și să pot să-l aduc în România. S-a întâmplat în 2013 să existe urechea președintelui Consiliului Județean din Cluj. Din Cluj, unde spitalul unde lucram de pneumologie era... Tu erai șeful secției atunci, da, nu? Eram șeful secției de chirurgie toracică și aparțineam Consiliului Județean. Ei, acest om a deschis o ureche și Baierele și-a cumpărat un aparat cu 25.000 de euro. Tu-ți doreai, stai, că tu o faci așa, iarăși o faci mică. Tu deci doreai mi-am un dorit din la 1988. Din 1988 ai vorbit despre acest laser. Unde ai apucat? Nu te auzi nimeni. Și în 2013, că-l cunosc și eu pe acel domn de atunci, cineva te-a auzit. Da. Nici ție nu ți-a venit să crezi. Da. Să crezi Orea Ioreanu, i-am spus că ar fi o posibilitate și mi-a zis să fac un referat de nevoie, pe care nu l-am mai făcut, după atâtea referate făcute în toată existența. Și când a mers directorul spitalului după buget, Horea i-a spus, uite, mai sunt aici 100 de milioane, adică echivalentul la 25.000 de euro, sunt pentru știi tu ce vrea Nicolau. Deci era un aparat de 25.000 de euro pe care tu l-ai cerut de atâta vreme, care ar fi putut să ajute și să revoluționeze tratamentul cancerului în stadiu 4, l-ai primit din senin și te-ai trezit cu un aparat care te-a pus dintr-o dată în fața unor altor posibilități. Da, deci a fost o schimbare radicală până la a avea acest aparat. Refuzam, tăiai? Tăiam dacă se putea, dar metastazele mari, cele mici și multe, nu te puteai atinge de ele, fiindcă... Sunt metastaze, unele sunt micronice. Da, de 1, 2, 3 milimetri, care practic... Marea lor majoritate nici nu sunt vizibile pe investigație de computer tomograf, spre exemplu. Dar până atunci mă dădeam bătut, de atunci nu m-am mai dat bătut, dimpotrivă am încercat să promovez această tehnică pe care am implementat-o în România și menționez că cei mai apropiați mie în tot demersul meu a fost presa, de toate culorile. Presa te-a iubit. Presa care a dus la cel care are nevoie cunoștința de această posibilitate. Ei bine, de aceea te-am invitat la Decenius. Da. Ești în locul potrivit. De aceea te-am invitat, pentru că ceea ce urmează să spun acum este ceva incredibil. Nu știu ce se întâmplă cu telefonul ăsta, îmi cer scuze. Ceea ce se întâmplă este ceva incredibil. Adică sunt oameni care au multiple metastaze. Imediat o să vorbim despre recordul lui. Practic, tu decupezi metastazele din plămâni. Cele mici le ard. Se cheamă vaporizare. Da. Laserul e o undă de lumină în spectru infraroșu de mare putere și pentru noduli mici arde. Realmente arde și vaporizează. Ca la desene animate, cu tancul care dai cu lumina în el și dispare. Deci exact așa. Și nu ratezi niciunul? Adică le vezi pe toate? Tot ce simt la mână și văd, că unele nu le vezi, dar le simți așa ca nisipul la mână. Și aș fi un mare ipocrit să spun că le scot pe toate. Încerc să le scot și... scot tot ce poate. Lasă că-ți spun eu întrebări, că știu cum să te întreb. Care a fost cel mai mare număr de metastaze pe care tu l-ai scos cu laserul? Te rog. A fost întâmplarea în care am avut pacient, n-am știut la deschidere, știam că vor fi multe,
au fost 322 de metastaze pe un plământ numărate. Mai exista omul cu cea mai mare experiență în chirurgia laser din Europa, profesorul Role, care avusese și el un caz de 257 parcă sau în jur de 260. Da, a fost o întâmplare. O întâmplare care ține de o persoană care își dorește viața, o persoană în stadiu 4, da? Și pe care tu, în loc să-i dai jos un plămân, tu ai avut grijă de cele 300 și ceva de metastaze și eu vreau să te întreb, dacă ar fi trebuit să operezi, ce ai fi putut face acolo dacă operai? Nu puteai. Deci era inoperabil. Inoperabil, inoperabil. Și așa, când te-ai ocupat de cele 322 de metastaze, cât la sută din plămân a rămas fost? Plămânul aproape întreg, fiindcă acești noduli se plasează pe supleu, nu înlocuiesc foarte mult din plămân. Dar există marele pericol ca în evoluție aceștia își dublează volumul la fiecare multiplicare celulară și la un moment dat ajung într-o cavitate închisă, cum este cutia toracelui, nodulii fiind duri, ajung la diferite dimensiuni mari și plămânul sănătos nu mai are loc. Și intervine acea insuficiență respiratorie pe care nu poți influența medicamentos. Este ca și o spânzurare treptată, micron cu micron, dar tot mai aprofundată. Da, deci, practic, ai avut două variante. Una, să nu poți opera un asemenea caz și să-l trimiți în paliativ, așa cum spuneai. Ce înseamnă paliativ? Să trăiești așa cum mai poți trăi, adică cu ceea ce ai în situația... Se dă o medicație care, general, poate că mai încetinește evoluția bolii, dar nu o rezolvă. Exact. Sau, dimpotrivă, să poți intra pe plămân și să numeri 322 de metastaze. Cât ți-a luat intervenția? 4 ore și ceva a durat. Da, e o operație relativ ușoară pentru chirurg. Este ușoară și pentru pacient, mai ales ca evoluție postoperatorie, fiindcă se recuperează rapid, funcția respiratorie nefiind afectată. Dar ai nevoie de răbdare. Eu recunosc că de 10 ani de când fac această chirurgie, eu ca om am devenit mai răbdător. Da, era o calitate care îmi lipsea în mare proporție, lipsa de răbdare. Dar parcă sunt mai influențat și în viața personală, să fiu mai răbdător. Ai nevoie de foarte multă răbdare intraoperator, să identifici. Cel mai important timp este cel de inventariere a nodurilor. Și acolo este multă răbdare. Și dacă sunt mici și mulți, îți trebuie răbdare, să-i arzi, să coși locul, arzi, coși. Acum, dar o medie de operații, peste 400 de operații făcute, ca durată... Cu laser, de aceștia 10 ani. Da, durata medie în jur de 90 de minute, deci o oră jumate, operație cap-coadă. Dar să revenim, pentru că există multă sare și piper pe această poveste a ta. Deci, din 1988, te-ai tânguit, ai cerut, ai făcut de toate. Ai făcut doară te aude cineva și doară înțelege cineva. Că cu câteva zeci de mii de dolari, de euro, whatever, poți revoluționa șansa de viață a oamenilor în stadiu 4. Până la urmă, în 2013, a sosit acest aparat și ghiși ce, tu mai aveai câțiva ani până la pensie. Da. Te-ai trezit cu un nou început în momentul în care tu erai cu câțiva ani înainte de pensie. Ai primit acest aparat. Care a fost reacția în spital? Care a fost reacția colegilor la vremea respectivă? A fost o reacție, lumea a fost entuziasmată, mai ales că au devenit prima donă în presă. Spitalul, directorul, mă rog, era un spital bine mediatizat la vremea respectivă, poate unul dintre cei mai dintre spitalele cele mai bine mediatizate din cauza asta. Au venit pacienți mulți, în marea lor majoritate, peste 90% aduși de presă și nu de colegi.
Cum facem și acum? Da, și acum proporția e cam la fel. Și intervenția atunci era gratuită? Pentru că tu erai era la un spital gratuită, de stat. Da, era decontată de către casa de... Era decontată de către casa de asigurare. Adică tu invitai oameni, orice om avea o șansă la această intervenție. Noi despre asta vorbim. Adică tu erai în prag de pensie, ți-ai primit în sfârșit mare investiție de 25.000 de euro și spitalul a văzut ce înseamnă să fii pus pe hartă, că odată ce ești pus pe hartă și alte fonduri vin. Tu ai luat în primire acest laser, ți-ai făcut mâna, ai început să dăruiești viața oamenilor și fiind înainte de pensie, ce te-ai gândit tu să înveți și pe alții, nu? Știi, fiind șef de secție, eu mi-am invitat toți colegii mai tineri decât mine, care erau deja medici primari, oameni așa, i-am invitat să vină și să își însușească câte ceva din... Nu a existat interes pentru așa ceva. Deci, practic, din 2013 până în 2016, cred că fiecare a intrat o dată sau de două ori în sală să vadă de curiozitate, dar nu să vină să și facă. Și este în continuare aceeași mentalitate, același mental, care nu numai aici. Am avut experiența din Ungaria, unde iarăși n-a fost nimeni interesat de așa ceva, dintre colegii de specialitate. Li s-a părut probabil că tehnica este prea simplă. Nu metalez mușchi chirurgical ca și pe operație de pneumonectomie, lobectomie. Și probabil și în pactul ăsta cu pacienți de stadiu 4, probabil că nu au considerat că au suficientă putere emoțională, empatică, psihică de a aborda acești pacienți. Și așa se întâmplă că ai rămas tu singur cu jucăria ta, ai rămas tu singur, toată lumea care venea trebuia să-i operezi, ai făcut acest lucru, ai încercat să dai asta mai departe, nu s-a întâmplat și ghiși ce, a bătut vârsta pensiei la ușă, iar atunci când ești chirurg, normalitatea. Iar atunci când ești chirurg, chiar trebuie să dai socoteala la vârsta pensiei, că nu poți să stai cu bisturiu în mână la 100 de ani. Și ce ai făcut atunci? Deci am solicitat o prelungire, nu mi s-a acordat. Asta e că nu numai că ai solicitat, tu ai încercat la greu să rămâi, să-ți ai o prelungire, măcar deci să înveți pe cineva, eu, să duci mai departe. Eu am făcut un demers, adică am încercat un demers către organizatorul de sănătate, ministrul din acea vreme, în care nu am pus problema să rămân eu ca și salariat, dar să mi se permită să îmi placez în rezidenți lângă, pentru ca această metodă să nu dispară. Să nu dispară, fiindcă e nevoie de ea și știam ce urmează. În momentul în care plecam din sistem, pacienții care ar fi dorit și ar fi avut nevoie de așa ceva, trebuia să vină cu mâna pe buzunar, adică să plătească, deși în mod normal ar trebui să beneficieze în calitate de asigurați la un sistem de asigurări de sănătate care e unic deocamdată în România. Deci tu practic țineai în mâna ta un sistem de intervenție care era gratuit, oricine putea să aibă acces la el, erai singurul care știai să faci, nimeni n-a fost interesat pentru că toată lumea s-a dus în stânga, în dreapta, să lucreze în privat. Am și un exemplu, dacă am timp o să-l dau. Ai încercat să dai mai departe acest aparat, nimeni n-a fost interesat, de-abia aștepta să ieși la pensie ca să-l caseze. Ai vrut să rămâi ca pe post de voluntar, ca să duci știința asta mai departe, iar răspunsul nu a fost nici măcar bine, stai și vezi că te descurci. Răspunsul a fost nu. A fost un nu categoric. Ești la pensie. Și că dacă vreau să-mi întregesc pensia, pot să fac de gardă, dar să lucrez nu. Dar de gardă, da, e mai solicitant decât acea. Deci să faci gărzi, dar să nu stai să pui în practică acest lucru care salvează vieți. Adică nu puteam să internez pacienți pentru operație fiind în afara sistemului. Și atunci am avut, așa cum ai spus mai înainte, mâna lui Dumnezeu. Și mi-a venit oferta din Ungaria, de la Debrecen.
Unde cineva acum... care a aflat că tu, și am da. Să vorbesc eu, că tu ești modest, tu doar spui da și nu. Dar eu mai completez, că ți-e greu, tu așa le spui, tu zici că nu-i mare brânză, dar eu știu că cunosc foarte bine cazul, da? Și tot presa. Presa te-a ajutat, presa a preluat, presa a vorbit, lumea a bătut din palme și a bătut cu piciorul în pământ și a spus așa ceva, nu e posibil. Și s-a aflat la vecinii unguri. Și cineva de la Debrețin a venit și a spus, dacă nu poți face asta în România, vino, te rog, în Ungaria, construiesc pentru tine o clinică. Vino, te rog, și deschide această clinică și nu lăsa această metodă să dispară. Da, a fost un om care în parcurs de o lună, o lună și jumătate a construit o aripă la un hotel de-a lui, din Debrețen, dotat cu tot și a făcut-o pentru mine și pe urmă mai dezvoltat acea clinică, fiindcă au fost câțiva chirurgi mai deschiși către laser și au fost un urolog care a început să folosească laserul pentru urologie, un chirurg pentru vascular, pentru varice să-l folosească. Adică aparatul are multiple întrebuințe. Adică aceeași metodă pe care tu o ai, au început să o folosească pentru alte zone. Exact. Da. Vreau să spun că dacă atunci când mama mea a fost bolnavă și atunci când ea a fost diagnosticată cu atât de multe metastaze cerebrale, dacă aș fi găsit un chirurg care să știe să folosească laserul și pe partea de creier, probabil că destinul mamei mele ar fi fost diferit. Te-am cunoscut doar pe tine care tu te ocupi de plămân și la vremea respectivă erai singurul în România care făceai asta și nici nu apucaseri să cunoști în lumea largă oameni care să facă aceeași procedură. Deci dacă chirurgii ar accepta să cunoască să facă asta, s-ar putea extrage metastazele din toate organele și aproape, nu numai așa? Pentru metastaze. Deci laserul este un fel de electrocauter foarte performant. În primul rând face coagulare, ceea ce nu fac restul. Are finețe, 0,24 mm la amprentă pe organ. Este de o finețe deosebită. Sunt deja în alte părți oameni care performează cu laser, inclusiv folosesc laserul pe creier. Lucru pe care eu acum 6 ani, da, noi nu l-am știut, nu l-am cunoscut, nu l-am avut, mama mea ar fi putut să trăiască. Și ca o veste bună, un coleg de la un spital unde lucrez acum, neurochirurg, s-a arătat interesat de așa ceva și șansa pe care urmează, eu nu am avut-o. Și urmează la prima intervenție chirurgicală pe plămân cu laserul să vină să vadă cum îl utilizez și să discutăm ce și cum poate să îl implementeze pe creier. Adică metastaze cerebrale, să poți să extragi din creier metastaza fără să afectezi integritatea creierului. Da, o șansă pe care eu n-am avut-o, da, cu mama mea. Că asta e și motivul pentru care tot vorbim despre asta. Cu daune colaterale minime. Minime. Da. Așa. Și te-ai dus în Ungaria și acolo în Ungaria, ghiși ce? Clinică privată. Iar românii care ar fi putut să primească tratamente gratuite, să aibă acces în Cluj, au venit la Debrețin unde au plătit pentru aceste tratamente. Da, cât? 7.000 de euro. Păi 7 și se ajungea pe un total de vreo 10.000 de euro. Era plus disconfortul deplasării într-o țară cu o limbă pe care lumea nu prea cunoștea. Un mare disconfort așa să fii într-o țară străină în care să nu poți să vorbești cu nimeni. Și nu vorbesc engleză bine acolo? Nu vorbim mulțumim engleză? Da, erau... Problemele de limbă au fost un obstacol, adică o dificultate, nu obstacol, o dificultate. Eu mi-am antrenat ungureștele acolo făcând traduceri între aparținători și personalul medical. Da, a fost o perioadă foarte frumoasă și bună pentru mine. A fost o mare șansă pentru cei din România care aveau nevoie și care au avut și o ușoară potență financiară, fiindcă tarifele de în Ungaria erau cam 10% din tarifele de Germania sau Marea Britanie, unde se practică mai frecvent această intervenție. Ce înseamnă asta cu astfel de intervenție în Marea Britanie, acolo unde se practică laserul, ajunge la 100.000 de euro? Cam pe acolo merge. Ce vorbești? 70, 80, da. Da, da. În funcție de numărul de noduli,
Plecăm numai de la cât costă un pat de terapie intensivă în Marea Britanie, de la 1000 de euro în sus. Vorbim numai de pat ca să stai cazat, plus aia. Bun. Deci noi ce facem acum este un fel de dumping, adică un dumping foarte serios față de... Da, suntem online, așa că putem să dăm numele clinicii unde lucrez, da, pentru eu că ești lucrez, la Sanador. Poți fi găsit la Sanador, de fapt? Lucrez și la Graal și la Sanador. Graal a avut marele merit că m-a, cum spun eu între ghilimele, m-a păcălit să vin din Ungaria încoace. Și... și tu îți doreai să stai în România? Îți doreai să nu mai călătorești România-Ungaria tot timpul? Fiindcă era problema pacienților. Pe mine totdeauna m-a afectat foarte mult pacientul care știe că are o șansă și nu are bani. Iar venirea în sistemul din România privat a dus la o zonă, o reducere cam de 30% a efortului financiar plus confortul de a fi acasă. Da. Și am, începând aici, am fost invitat și mi s-a propus colaborare și la Sanador. Ți s-a dat și să conduci, din nou, să conduci secția de chirurgie, adică ai luat-o de la capăt. De fapt, a fost provocat să pornesc, să repornesc chirurgia de la Graal. După un an am lăsat în mâini mai tinere conducerea și partea administrativă. Și am deschis și posibilitatea de a lucra și în altă parte. Când eram șef de secție, moral nu puteam să merg și în altă parte, dar acum pot lucra în mai multe părți și parcă începe să crească solicitarea și îmi pare rău că eu nu mă adun ani. Da. Ai făcut lucrul ăsta? Da, nu mă adun și ani. Și ești astăzi la Sanador. Deci, practic, cei care au nevoie... Graal și Sanador. Da, Graal și Sanador. Graal și Sanador. Dar colegul care spuneai că este a manifestat Sanador. Interes pentru partea de metastaze cerebrale și eu întreb sincer pentru că eu cum mama mea așa s-a stins. La Sanador, coleg din Sanador. Coleg din Sanador care ar fi gata să colaboreze cu tine și probabil că nu singurul, îți dai seama să ai posibilitatea de a te ocupa de tumora principală într-un anume fel, după care te ocupi punctual de tumorile care se află în restul corpului. Mama mea avea în tot corpul, ții minte că am analizat acum vreo 2 luni, 3 luni, am analizat fișa ei, am descoperit că cu cancer de plămân avea metastaze și în plămân, și dar unde nu? Unde lucru care nici eu nu am știut atunci, atât de multe metastaze au fost. Dacă mama mea ar fi fost diagnosticată astăzi, ar fi avut o altă șansă. Posibil. Deci șansa există întotdeauna. Trebuie să o cauți. Dar trebuie să vrei să o cauți. Dacă rămâi blocat în niște protocoale care n-au fost revăzute, readuse la nivelul de actualitate, atunci... nici nu-ți dai seama cum condamni oameni tu dormind liniștit și te poți trezi după ceva vreme, păi stai mă că dacă făceam, da. Și de fapt astăzi românii pot să te caute la cele două clinici, da. O parte din taxe sunt deduse de stat, sunt acoperite de stat, la am înțeles bine? La Sanadorul suportare contract cu Casa de Asigurări. Vai, Graalul deocamdată este numai în preparative de a avea contract cu casa pe problemele de chirurgie toracică. Deci la Sanador poți să vii cu un diagnostic și ai șansa ca să ai cheltuielile acoperite? O parte. Nu integral. E o parte care înseamnă. Da. Înseamnă foarte mult la sumele astea. Da. Extraordinar. Cum te poate găsi lumea? Căutând Sanadorul. Pe Sanador, pe Sanador te poate și găsi pe Facebook ai doctor Dan Nicolau, da? Da? Doctor, da, parcă așa se cheamă. Doctor Dan Nicolau, nu? Dan Nicolau. Și iar am și site-ul pe net cu www.dannicolau.ro. A, nu știu că ai site. Am, da. Ce? Ia să intru să mă uit. Am încercat să răspund la toate întrebările pacienților, aparținătorilor, unde am descris tehnica, mai amănunțit, ce se întâmplă, cum se întâmplă. La Sanador unde trebuie să... La care dintre clinici, la care număr de telefon, unde poți fi găsit? Deci amândouă clinicile au partea asta de programări.
Sunt clinicile din București. Din București, da? Clinicile din București. Deci, practic, sunt la Sanador și spui că ești interesat de acest lucru. Nu știu numerele de telefon. Și consultații unde dai? Și la una și la alta. Deci, practic, vine pacientul în consultație mai întâi și... Deci, și... partea asta de programări ale ambelor clinici, cunosc foarte bine programul meu de consultații, ei se ocupă de planificări pentru operații, adică lucrurile merg. E, practic, o opțiune a unui pacient de a alege spitalul. Da. Nu este, și mă bucur foarte mult că există așa ceva. Și un alt lucru foarte important este... Naște concurența. Exact. Care e esențială. Și un alt lucru foarte important este că tu ai echipă, nu numai echipa tânără, dar ai și echipa celor care au experiență, oameni care atunci când spun ceva în domeniu, păi așa este. Da. Deci în ambele clinici am colegi pe alte specialități chirurgicale care au fost foarte deschiși la drumul pe care îl fac și e beneficiu pacienților. Cu cât există mai mulți deschiși la așa ceva, cu atât mai mulți pacienți au o șansă. Poate facem o emisiune și cu colegul interesat de laser, care a manifestat interes față de acest domeniu, pentru că este o șansă la viață. Nu, să am chirurgi de chirurgie generală care abordează tumorile primitive, nu se mai blochează mental, păi cu metastază, nu... Pot să scot tumora primitivă, am scos tumora primitivă și tu te ocupă-te de metastaze mai departe. Și ca să nu mai vorbim și de faptul că un medic care a ieșit la pensie după ce a condus cu succes o secție de chirurgie este încă activ și asta ești tu, este o șansă pentru orice chirurg în România de a găsi o direcție, pentru că în domeniul ăsta toate cunoștințele tale... Generația mea de aceeași vârstă lucrăm în continuare. Irinel Popescu Operează, lucrează, suntem... Minunat. Dan, îți mulțumesc că ai fost cu mine în emisiune. Ne întâlnim și în emisiunile viitoare. Vă mulțumim că ați fost cu noi la Meet Influencer cu Mirela Vescan și Tea Haimovic. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!